dimineața, de fapt nu este chiar dimineața, pentru că este ora 3 aproape, dar măcar nu mai filmez la ora 7, m-am trezit pe la 11, cam așa, și am mâncat, am mai stat, m-am mai uitat pe YouTube, iar acum vreau să mă machiez, pentru că vreau să filmez pentru voi un tutorial pe stories pentru un make-up de tip smokey eyes, pentru că mi-ați cerut, așa că eu mă conformez. Și am început cu sprâncenele aici. După cum ați văzut, mi-am băut și cafeaua, mi-am făcut și rutina de îngrijire a pielii de dimineață, însă pe asta nu v-am arătat-o pentru că ați văzut în celelalte vloguri de izolare, așa că nu am vrut să fie repetitiv. Însă astăzi, astăzi vom face curat în mare parte. O să vă arăt mai multe lucruri de când eram eu mai mică, de când eram prin liceu și așa mai departe. Sper eu să fie interesant. Așa, și v-am pregătit și o rețetă de brioșe, de fapt. Nu prea am pregătit-o pentru că n-am mai făcut niciodată brioșe, așa că va fi prima dată și pentru mine. Însă dacă vor ieși bune, atunci vă recomand rețeta. Nu pot să vă zic deja ce se va întâmpla în viitor, dar cu siguranță voi veți vedea asta peste câteva minute. Așa, ce vreau să vă mai spun? V-am întrebat pe Instagram dacă ați vrea să facem vlogurile astea pentru o singură zi sau pentru mai multe zile. Și din câte am văzut aseară, astăzi nu m-am mai uitat, din câte am văzut aseară, ați ales varianta cu o singură zi. Așa că s-ar putea ca asta să se întâmple în acest vlog, să facem doar pentru o singură zi, urmând ca mâine să începem un alt vlog. Astăzi este joi, după cum v-am spus, de fapt după cum v-am scris în primul clipuleț cu cafeaua. Așa că da, cel mai probabil voi filma joi și vineri, oricum mâine, adică poi mâine la voi, mă voi duce la cumpărături, cu siguranță o să filmez și partea aceea, pentru că voi face inclusiv cumpărăturile pentru Paști, tot ce am nevoie, pentru păște, ouă roșii și așa mai departe. Și săptămâna viitoare cred că va fi puțin mai interesantă, cu mai multe rețete de Paști, pentru că la mine Paștele înseamnă multă mâncare, bănuiesc că și la voi înseamnă multă mâncare, însă nu știu dacă e ceva special ceea ce fac doar eu, dar cred că nu face multă lume, pentru că noi de obicei facem vreo 3-4 tipuri de păști, cu brânză, cu smântână, cu ciocolată și așa mai, cu ciocolată două tipuri. Nu știu acum dacă o să facem anul ăsta două tipuri, dar cu ciocolată amăruie și cu ciocolată dulce. Da. Așa că dacă vreți să vedeți toate aceste rețete, va trebui să vă abonați la canalul meu ca să știți sigur când voi posta următorul clip și când voi posta vlogurile de izolare cu rețetele de Paști. Bun, cam asta ar fi despre săptămâna viitoare. Uite că am terminat și o sprâncenă, nu pot să cred că am terminat în timp ce vorbeam cu voi. Am folosit acest gel de la Boysenberries Insta Brows în nuanța Oyster. Așa, și văd că este super ok. Îmi place mult. L-am mai folosit și zilele trecute. Am refolosit pudra. Dacă nu știți despre ce vorbesc, o să vă las videoul aici sus, pentru că am făcut un video săptămâna trecută în care am testat doar produse de la Boysenberries de pe Makeup Shop și mi-au plăcut unele dintre ele, însă unele nu mi-au plăcut, cum ar fi această pudră care este horror. Nu. Deci am încercat-o, am mai încercat-o încă de două ori cu alte fonduri de ten. Nu. Nu, pudra asta nu înțeleg. Deci arăta atât de cakey, dar atât de cakey, doamne, groaznic. Așa, asta ar fi ca update despre make-up. Vă ziceam în ultimul vlog de izolare că voi începe un nou serial, ce anume Freud. L-am și terminat între timp. Oricum v-am spus că în prima parte a săptămânii am treabă cu facultatea, am seminare, am cursuri. Și după sunt mai lejeră, tocmai de asta postez vlogurile astea de izolare în a doua parte a săptămânii. Așa. Dar am avut timp să termin serialul Freud, care are 8 episoade a câte o oră și mi-a plăcut extrem de mult. Mi-a plăcut super mult. L-a încercat și prietena mea. Nu știu dacă pot să-mi fac și sprânceana asta, dar e ok. L-a încercat și prietena mea,
Mi se pare că a zis că s-au uitat la 2 episoade, dar nu prea i-a plăcut ei. Așa că bănesc că, vă dați seama, ca la orice alt lucru, depinde de gusturi foarte mult. Este un serial, nu este un serial de tip documentar, adică să nu vă așteptați că veți afla foarte, foarte multe informații despre Sigmund Freud sau despre tot ceea ce făcea el. Se concentrează pe debutul vieții lui, debutul vieții lui profesionale, când el nu scrisese încă niciuna dintre cărți, iar la final va scrie o carte, Puterea hipnozei, parcă, pe care o va arde, dar, după cum știm, asta nu a însemnat nimic, pentru că ceea ce a fost după a fost revoluționar. Oricum, vă ziceam că nu se concentrează foarte, foarte mult pe aspectele acestea biografice. Totuși, relatează întâmplări, serialul relatează întâmplări reale, adică nu fabulează. Bănuiesc că sunt și unele lucruri care sunt adăugate de dragul scenografiei, ca să zic așa, și de dragul unui rezultat mai pompos. Nu m-am documentat foarte mult cu privire la ceea ce este realitate și ceea ce este ficțiune. Însă, mie mi-a plăcut serialul. Este un serial sumbru, poate? Nu știu dacă neapărat sumbru, dar oricum, episodul 4 și 5, cel puțin, au fost episoadele 4 și 5 au fost atât de dubioase. Dacă dacă știți că nu rezistați la scene explicite cu sânge și așa mai departe, nu cred că e un serial pentru voi. Este un serial pe alocuri dubios, ciudățel, însă pe mine una m-a ținut cu sufletul la gură, l-am văzut cred că pe tot într-o zi, da, cam așa, și m-a ținut cu sufletul la gură, mă tot făcea să dau next următorul episod și mi-a plăcut super mult. Așa, deci poate dacă vreți să aflați niște amănunte, nu știu, insignifiante despre viața lui Freud și dacă vă pasionează genul ăsta de serial, atunci puteți să-i dați o șansă. Bun, iar acum v-am spus că voi face acest make-up. O să găsiți tutorialul pentru smokey eye la mine pe Instagram, salvat la repere. Așa, după care trecem să facem curaj și să facem mrioșe. Nu și-am terminat și eu machiajul ăsta. E ora 5, da. Nu știu cât v-am spus că încep, dar oricum, a trecut super mult. Vă dați seama, făcându-l și pe story durează și mai mult. Deci lasă mă ce căuta aici. Și voiam să vă zic două lucruri. Primul este că n-am mai făcut smokey eye, machiaj smokey eye, din primul an de facultate, da. Asta ar însemna, la început, cred că am mers la dineu de deschidere al facultății de drept, atunci m-am făcut smokey eye. Deci asta însemnând 2017, de în 2020, doamne! De atunci nu mi-am mai făcut un smokey eye, da. Cam așa a ieșit. Sinceră să fiu, acum vă spun sincer, vă dați seama, n-am spus asta pe stories, dar vă spun aici că la un ochi e mai mult negru la acesta și la ăsta e mai puțin negru, nu știu cât se observă. Nu e cine știe ce, dar cam asta se întâmplă dacă îți faci ochii pe rând, pentru că pe unul l-am făcut înainte și unul l-am făcut pe stories, ca să vedeți și voi. Așa că e puțin fail din punctul ăsta de vedere, dar nu e nimic, că nu merg nicăieri, ciluț, așa. Așa că dacă vreți să vedeți cum am creat acest make-up, eu în timpul ăsta, în timp ce vorbesc cu voi, îmi aranjez astea pe aici, atunci vă invit să mă urmăriți pe Instagram, la oana.solo este contul meu, vi-l las și în descriere, aveți link. Așa, și am folosit doar această paletă și sunt super impresionată de ea. Deci este a doua oară când o folosesc și, nu, de fapt, cred că e a treia oară, nu, a doua oară când o folosesc, e superbă, cel puțin fardurile mate sunt bombă. Nu știu de ce am încercat până acum fardurile de la Boysenberries, însă pentru prețul lor sunt giugiuc. Așa, bun, o să încerc să mai strâng și eu de pe aici, de pe masa de biroul de machiaj, după care vom procede în acest sertar, nu știu cât îl vedeți, pentru că am o grămadă de rahaturi, vă spun sincer. Și în alte locuri în care am o grămadă de rahaturi, însă unele sunt interesate, așa că vreau să vă spun și vouă. Bun, și o să încep cu sertarul ăsta. Sper că se vede, ia să mă uit eu. Da, se vede, ok. Vedeți, destul. Ăsta e un sertar
cu de toate. Deci n-am mai umblat în sertarul ăsta în sensul să fac curat de, nu știu, 3, 4 ani? Nu știu, dacă m-am mutat la București, vă dați seama. Nu aveam treabă cu sertarul ăsta. Și asta le-am, mi-am amintesc că le-am pus săptămâna trecută, hopa, când am făcut curat în dulapul de haine. Astea sunt niște vopsele de la Jumbo, astea sunt singurele chestii mai artsy pe care le am. Poate voi încerca să fac un machiaj cu ele, dar nu cred că voi avea mare succes. Plasticul termo, termoadaptabil, nu știu cum este. Așa, după care, hai că astea sunt mai mișto. Astea sunt, ăsta e un burete de la de făcut coc care s-a rupt și care am trebuit aruncat. Of, da. După care, doamne, ce e aici? Astea, da, astea le voi păstra mereu. Am aici foarte, foarte multe brățări. Și o să încep cu asta. Asta este de la Untold. Prima dată când am fost la Untold cu prietenele mele, este brățara de minor, pe atunci aveam 16, 17, habar n-am. Era prima sau a doua ediție de Untold? Nici nu mai știu, nu mai știu anul. Cred că era 2016? Da, cred că 2016. Așa, după care ce mai am aici? Am de asta. Gilda Music Lounge. Asta mi se pare că este de la petrecerea de Halloween din anul întâi. O să vă arăt, o să las aici o poză dacă nu uit, să vă arăt cum m-am costumat, de fapt cum m-am machiat mai mult. Așa, asta este de la școala de la o școală de vară. Așa, asta este de la școala de iarnă. Doamne, deci eu una țineam brățările astea, de astea sunt așa jigoase, le țineam, le-am ținut ani buni. Mi se pare că și la, am fost la o nuntă cu ele sau la banchet, nu mai știu. Deci eu nu le dădeam jos, sub nicio formă. Așa, asta de la Junior Summer University, o școală de vară pentru cei de clasa 11-a din Cluj, de la Universitatea Babeș-Bolyai, super mișto. Pe atunci nu era la Universitatea din București, așa că am mers la Babeș-Bolyai. Da, a fost super mișto, am fost și atunci la Facultatea de Drept. Dacă sunteți într-a 11-a, interesați-vă de tot ce înseamnă școlile astea de vară, pentru că sunt foarte mișto. Așa, de la primul vot, asta este o brățară de când am votat prima dată, 11 decembrie 2016. Nu mai știu de unde am primit-o, ceva prin Consiliul Elevilor. Așa, asta este de la Art Safari, era o expoziție de artă în București. Și toate brățările astea o să le țin, o să le pun în ceva. Cred că mai am pe aici. Astea sunt, doamne, deci când v-am spus că în sertarul ăsta aveam de toate? Astea sunt, nu știu dacă vă dați voi seama ce ar putea reprezenta asta. Astea sunt practic niște un fel de prostetice, dacă pot să le zic așa, din latex, da, făcute de mine din latex, sub formă de nas. Astea sunt de când am făcut eu tutorialul... pentru, cum se cheamă, pentru călugărița aia din Dănan. O să vi las și pe la în descriere dacă nu l-ați văzut. Da. Ha, ce vremuri. Cred că o să le păstrez și pe astea, deși... Bun, și ce vreau să vă mai arăt. În primul rând știu că pare super dubios, adică e dubioasă poșetica asta. E de când eram mică, v-am spus, păstrez lucrurile. Însă, aceasta este colecția mea de șireturi, pentru că... Uite că sunt toate înodate. Așa, pentru că în... Uite că sunt și mauve, lovely, dar n-am ce să le pun, e ok. Așa, pentru că, în general, eu purtam doar tenis, exclusiv tenis. Așa, și le schimbam zilnic șireturile în funcție de cum eram îmbrăcată, da. Deci asta este colecția mea de șireturi, nu vor pleca nicăieri, doar că o să le mut în altă parte, pentru că sertarul ăsta, să zicem că este foarte ușor accesibil și n-are sens să rămână acolo. Și... Pentru cei care nu știau, însă eu de mică și sunt ce am fost, o persoană destul de crafty și îndemânatică și mereu mi-a plăcut să-mi fac lucruri pentru mine, să creez chestii și așa mai departe. Iar partea asta este dintr-o rochie cu franjuri, care mi-a rămas super scurtă, așa că am făcut o fustă. Fusta este la București. Asta este partea de sus a rochei, însă am păstrat-o și de obicei păstrez resturile de genul ăsta de material, pentru că mă gândesc că, băi, cine știe când voi vrea eu să folosesc niște franjuri, să fac eu ceva cu franjuri. Așa că de asta păstrez asta, de asta păstrez multe alte rahaturi.
pe scurt, însă asta o să pun în altă parte, că mai am pungi de genul ăsta cu materiale. Iar aici am o pungă cu mănuși. Deci, când am venit acasă, am tot căutat mănuși. Nu, n-am găsit nicio mănușă, nada, nimic, pentru că toate, aparent, erau aici. Lovely. Și am stat cu o pereche de mănuși care erau ale mamei toată iarna. Cam asta e povestea mea. Deci, mănușele trebuie să zboare de aici. Iar acum am aici cutiile astea. Cutia asta e sus pe lui. Așa, și vedeți că am aici de toate. Bilete de la Antol, ambalaje de la cadouri, felicitări. Ce mai am pe aici? Lumânări. Da, bine că te-ai dus pe jos. Lumânări de la ziua mea. Felicitări din nou. Astea de la avion, dar nu mai știu unde am fost. Super, super multe chestii de genul ăsta care vor rămâne cam tot în formula asta. Așa, doar că le voi pune probabil într-o cutie mai mare. Am terminat cu curățenia în sertarul ăla, cel puțin le-am aranjat pe toate. Am mai găsit și un poster cu Avril Lavigne, sau cum naiba o cheamă, da. Încă nu pot să-i pronunț numele. E din revista Bravo Girl. Nu, e revista Bravo, simt. Nu știu dacă mai există revista aia. Țin minte că luam și revista Bravo, și Bravo Girl, și Cool Girl. Însă acum vom trece la brioșe, de asta sunt în bucătărie, de asta stau așa. Sper să iasă, pentru că v-am spus, n-am mai făcut niciodată. O să folosesc rețeta Jamilei, o să vă las link-ul către canalul ei de YouTube și către videoul cu rețeta în descriere. Poate vă explică ea mai bine, oricum. Sunt câteva chestii care îmi lipsesc, sau mai bine spus, nu am gramajele exact așa cum le-a spus ea, însă improvizăm, este ok. Și n-am nici forme din alea din hârtie, am formele acestea din silicon. Ia să le scot. Sunt principal, am niște forme așa din silicon, sper să fie ok, oricum nu am, zicea că ies 17 broșe, eu am doar 12, eu am doar 14 forme, deci este perfect. Dacă îmi lipsesc, nu știu, 10 grame, 20 de grame din câteva ingrediente, trecem acum. Începem prin a amesteca întâi ingredientele uscate, anume 200 de grame de făină, după care 200 de grame de zahăr, o linguriță de praf de copt, o linguriță de bicarbonat de sodiu, un vârf de sare, esența de vanilie o vom pune la momentul în care vom pune și ingredientele uscate, 80 de grame de cacao, însă eu aveam doar 60 de grame de cacao, oricum a mea era destul de intensă, iar acum voi mixa totul până când voi avea până când devine omogenă compoziția, iar acum voi pune 150 de grame de unt de la frigider rece, am mărunțit untul ca să se amestece mai bine și voi mixa totul până când voi avea o compoziție asemănătoare cu pesmetul. Aveți mare grijă că această compoziție va sări peste tot când o faceți cu mixerul. Voi adăuga în continuare esența de vanilie. Dacă aveți din aceea de la Dr. Oetker, puteți să puneți doar o sticluță. După care voi adăuga 350 de grame de iaurt, doar că nu am avut iaurt în casă, așa că am adăugat smântână. Nu contează cât de grasă este aceasta. În continuare 4 ouă ar trebui să puneți, însă eu am avut doar 3, așa că am pus doar 3 ouă și am pus acești fulgi de ciocolată amăruie pe care i-am luat din Lidl, erau și din ciocolată cu lapte, însă i-am văzut ulterior și voi mixa toată compoziția până când devine omogen. Să arate compoziția odată omogenizată, o puneți în forme și se dă în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru vreo 20 de minute în funcție de ce fel de cuptor aveți. Eu una le voi lăsa cam 30 de minute ca să fiu sigură că sunt coapte.
Bun, cam așa arată. Ignorați zgomotul. Am pus și fulgii aceia pe deasupra. Sper că nu am pus prea mult în forme. De fapt, aveam 12 forme, nu 14. Sper că nu le-am umplut prea sus. V-am spus că n-am mai făcut niciodată, deci nu știu. Așa că dacă le-am umplut prea sus, s-ar putea să dea pe lângă, dar nu-i nimic. Mi-a mai rămas destul de multă compoziție, aș spune eu, pentru încă pe atât. Și n-am pus mai mult decât zicea să pun, așa că o să vedem cum o să iasă. O să le dau la cuptorul preîncălzit la 180 de grade și o să le las undeva la 15-20 de minute. Bun, cam așa arată scoase, au curs, cred că 3? Da, cred că 4, doar 4 au curs. Restul sunt ok. Da, bine că m-am uns de ciocolată. Nu știu acum cum să fac, cred că trebuie să aștept să se răcească ca să le pot scoate din forme. Ia să văd eu la asta. Da, cred că va trebui să... Au, m-am frit. Să aștept să se răcească. Cam așa arată. Acestea sunt primele pe care le-am făcut bine. Astea s-au... le-am scos calde din forme și nu este indicat să faceți asta pentru că... nu știu, astea s-au sfârmat, în fine, le-am mâncat eu capacele, ca să zic așa. Și astea sunt scoase acum și dacă se observă, acestea sunt mai umflate, arată super bine, pe când acestea s-au lăsat, cred că s-au lăsat, da, cred că astea s-au lăsat și s-au lipit, văd că de fund, așa. S-au lăsat acestea pentru că, de fapt, mă gândesc că am deschis cuptorul de prea multe ori sau poate pentru că după le-am scos direct pe geam ca să se, răcească mai repede, văd că acestea încă nu s-au lăsat, sunt super, super frumușele, atât de drăguțe, îmi vine să le mănânc, dar o să le mănânc, nu pot să le mănânc pe toate deodată, pentru că sunt foarte, foarte sățioase. Am terminat și brioșele pentru că au ieșit două tăvi, de fapt n-au ieșit două tăvi, au ieșit 21 de brioșe și aveam doar 12 forme, deci a trebuit să fac de două ori, dar dacă aveți forme de hârtie nu o să aveți problema asta. Jamila spunea că ar trebui să-ți iasă din compoziția asta 17 brioșe, mie mi-au ieșit 21 și au mai fost așa încă vreo două ar mai fi fost dacă nu aș fi pus atât de multă compoziție la început în forme și nu ar fi dat pe lângă. Cam asta ar fi. Uite, aici mai sunt câteva. Oricum, bănesc că le-ați văzut deja. Astea au ieșit așa frumoase și celelalte, din păcate, s-au lăsat. Nu știu dacă se vor lăsa și acestea după ce se vor răci, însă pe astea nu o să le deranjez din formă, pe astea le voi lăsa așa, în formă, cum sunt ele frumoase. Am mâncat deja și sunt super mega sățioase. Am mâncat, cred că una jumate, cam așa, din resturi, ca să zic așa. Și... Doamne, e genială compoziția. Dacă aș fi avut fulgi de ciocolată dulci, de ciocolată cu lapte în loc de ciocolată amărui, ar fi fost și mai bun. Sunt puțin cam amare pentru gustul meu, nu pentru că le-am ars sau ceva. Și am pus doar 60 de grame de cacao, n-am pus 80 de grame pentru că nu aveam 80 de grame. Deci, puteți să faceți și cu mai puțină cacao, sunt sigur că ar fi ieșit probabil mai amărui, sau poate că am eu cacao care este foarte tare, da, este posibil să fie și asta, nu știu să vă zic ce cacao am folosit, pentru că era deja pusă în borcan, habar n-am, însă știu că de obicei mama ia cacao cea mai tare, nu știu, cora, aia cu corabie, sau nu mai știu exact ce mai cumpăr în ultimul timp, dar s-ar putea să fi fost de la cacao a mea, care era cam amară. Așa că, nu știu, nu sunt dulci, dar sunt sățioase, vă dați seama, au și ouăle, au și smântâna și untul, sunt super sățioase. Formele astea, să vă spun despre forme, formele astea sunt super mișto, dacă le vedeți în Lidl, pentru că din Lidl le-am luat, vi le recomand, pentru că nu se prinde, nu le-am dat cu absolut nimic, pur și simplu le-am clătit doar și nu s-a prins bine, vă dați seama la cât unt au în compoziție, nici nu mă așteptam să se prindă, însă sunt foarte mișto aceste forme, nu... au ars nimic, foarte, foarte faine, așa, și ce voiam să vă mai menționez, da, deci eu n-am pus mai mult decât spunea în rețetă, ci, ba din contră, am pus un ou în minus,
Am pus smântână, puteți să faceți și cu iaurt. Poate dacă ați pune cu un iaurt așa mai light, un iaurt de la cu 0,05, 1,5 așa, s-ar putea să nu fie atât de sățioase, ceea ce este ok. Eu am pus smântână, cred că avea, era super grasă smântâna aia, dar asta am avut. Îmi place la nebunie, pe asta am uitat să mai pun fulgi de ciocolată pe deasupra, dar îmi place la nebunie cum au ieșit. Sunt foarte mândră de mine, mă bucur că n-am ars bucătăria. Și cam asta este pentru astăzi, acesta a fost vlogul. Să vă mai spun ceva înainte să închei. Deci astăzi, acum voiam să mă demachiez, nu știu ce am făcut și am tot așa cu mâna și ce gene lungi am. Am uitat că aveam genele puse. Da, că aveam genele alea false de la Boysenberry's. Sper că bănesc că știți asta deja de fapt, pentru că am făcut un tutorial acestui look pe Stories. Dacă nu l-ați văzut, îl găsiți la repere. Însă genele astea de la Boysenberry sunt super mișto. Le-am aplicat astăzi, cel puțin după ce am tăiat un colț. Doamne, le-am aplicat cu mâna, fără pensetă, fără nimic, fără aplicatorul acela. Le-am aplicat cu mâna și sunt atât de ușoare, nici măcar nu le simt. Bun, cam ăsta a fost vlogul. V-am respectat dorința pentru că v-am întrebat pe Stories dacă vreți să facem pentru o zi sau pentru două. Așa că aici se încheie al patrulea vlog de izolare. Următorul probabil va fi cu cumpărături, iar celelalte vor veni cu rețete de Paști, cu păști, cu ouă, roșii colorate. Așa că dacă vreți să le vedeți, fiți sigur că sunteți abonați la canalul meu și că aveți notificările pornite, adică că ați apăsat pe clopoțel. Eu v-am lăsat, mulțumesc mult pentru vizionare, pe data viitoare, pa!